Persoanele nevăzătoare din cartierul Telecentru, care locuiesc pe strada Drumul Viilor, riscă să rămână fără transport public. Asta după ce una dintre cele două rute de maxi-taxi a fost sistată. Acum persoanele cu dizabilități sunt nevoite să se deplaseze pe jos. De cealaltă parte, autoritățile dau asigurări că ruta de maxi-taxi 186 nu va dispărea din zonă, iar curând acestea ar putea fi înlocuite cu transport public municipal. Este semnalul sonor după care se conduc persoanele nevăzătoare când traversează strada. Oamenii se plâng că unica rută de microbuz care traversează zona circulă pe strada Drumul Viilor cu un interval foarte mare, astfel încât adesea sunt nevoiți să meargă foarte mult pe jos. Noi nu vom avea transport public aici, ca să ne folosim, de pildă, ca să ne ducem la policlinica 7 și deja trebuia să ne ducem pe jos. În afară de 186 nu este niciun transport. Poate și 30 de minute, poate și 40 de minute, poate și o oră. Persoanele cu deficiențe de vedere încă mai speră că autoritățile vor găsi o soluție la această problemă. Să mă duc pe jos nu este ușor. Dacă se meargă autobus sau trolebus, dacă a fi, să organizeze, ne usumim aici la stația de pe strada Drumul Viilor. Am învățat drumul, dar riscul e mare, poți să te pălești, poți să cazi. Noi trebuie să înconjurăm vaișa mare de noi. Avem de mers undeva la un kilometru. Și dar cum să îmblăm noi iarna, ne-i greu. Și nouă ne scot toate rutele. Contactat de Moldova 1, șeful Direcției Generale Transport Public și Căi de Comunicație a dat asigurări că rutele de maxi-taxi din capitală vor activa până la sfârșitul anului și nu vor fi sistate din data de 1 septembrie, așa cum era prevăzut anterior. Vreau să anunț că decizia Consiliului Municipal cu privire la sistarea prestării serviciilor unităților de transport care nu corespund acelor cerințe față de calitatea serviciului de transportare aprobată în decizia Consiliului Municipal a fost sistată sau, bine zis, a fost amânată intrarea în vigoare a normei respective începând până la data de 1 ianuarie 2023. Vitalie Mihalache a menționat că Direcția Municipală Transport examinează posibilitatea substituirii rutei de maxi-taxi 186 cu extinderea unei rute de autobuz sau troleibuz.